Recent întors din New Orleans, Statele Unite ale Americii, unde a participat la lucrările celei de-a 69-a conferință a International Association for Safety and Survival Training, directorul Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturile Navigabile, Ovidiu Cupșa, a venit în studioul Litoral TV pentru a ne vorbi despre importanța prezenței CERONAV la acest eveniment. La nivel mondial, există o organizație care întrunește cele mai importante centre de pregătire profesională, se numește IASST, în traducere românească Asociația Internațională pentru Pregătirea Profesională în domeniul siguranței și securității. Cam asta ar fi traducerea în limba română. O organizație care întrunește cele mai importante centre și cele mai importante, nu numai centre, dar și organizații care se ocupă de standardizare, organizații din domeniu, la nivel mondial. Practic au fost acolo la New Orleans centre și organizații de pe toate cele 5 continente. Din punct de vedere al importanței, este cea mai importantă organizație la nivel mondial. E o organizație înființată în anul 1980, are 36 de ani în momentul de față. În cei 36 de ani de activitate a reușit să întrunească cam tot ce înseamnă, sau să ia sub umbrela ei cam tot ce înseamnă organizații în domeniul siguranței și securității, pentru că așa cum știți, inclusiv în ceea ce privește, domeniul transporturilor navale, mare parte din trainingul pe care îl fac marinarii este trainingul de siguranță, pregătirea pentru de siguranță, acel safety first care este deviza IMO, se urmărește de către, și de către centrul nostru și practic de toate organizațiile din domeniu. De cât timp este CERONAV inclusă în această asociație internațională? CERONAV are vreo 10 ani de când este inclusă în această organizație internațională. Deci, practic, este un organism în care ne transmitem unii altora experiența pe care o avem, pe de o parte, și pe de altă parte, având în vedere importanța și mărimea organizației, practic centrele sau organizațiile care fac parte din această asociație, din această organizație mare, au o recunoaștere reciprocă pe toate cele 5 continente, așa cum vă spuneam. Odată cu transmiterea acestor informații reciproce și practic sunt niște conferințe pe care se țin de două ori pe an, bineînțeles că se transmite și existența, nivelul la care te afli, prestigiu, numărul de cursanți, numărul de cursuri pe care le ai, și în momentul de față la nivel mondial cine face parte din IASST există. Care au fost temele abordate în cadrul întrunirii, am aflat chiar de la invitat. Principalele teme abordate în acest an au fost legate de siguranța și securitatea pentru zona offshore. În momentul de față, ceva nou? Nu au apărut sau neapărat. Să implementeze? Nu este un organism de standardizare. Deci este mai mult un organism în care să transmite, se pregătesc reciproc sau se transmit reciproc experiențele pe care le au organizațiile din cadrul centrului. Gândiți-vă că din această organizație face parte cam tot ce înseamnă marile firme de offshore care au pregătire pe offshore. Din această organizație face parte organizația mondială Global Wind Organization, organizația mondială a vântului, care înseamnă tot ceea ce înseamnă centre de energetice tot ce înseamnă o oportunitate foarte mare pentru CERONAV. Da, din această organizație fac parte toate marile centre, de exemplu întâlnirea s-a ținut la cel mai mare centru de pe coasta Golfului Mexic din Louisiana, lângă New Orleans, cum a spus și dumneavoastră, Robert se numește localitatea în care e centrul respectiv. În același timp vreau să spun că e foarte importantă pentru că vedem ceea ce se întâmplă la nivel mondial, ești conectat la nivel mondial, știi unde te afli, știi înspre ce te îndrepți, știi
știu eu, ce mai ai de perfecționat, dacă e cazul de perfecționat, știi care sunt zonele spre care să te îndrepți. De exemplu, unul din punctele principale pe care s-au discutat acum au fost aceste parcuri eoliene care se fac în zona offshore și în această zonă există, dacă vreți, forță de muncă destul de importantă care poate fi pregătită și este pregătită, începe să fie pregătită la nivel mondial în domeniul siguranței și securității. De asemenea, mulți dintre participanții de acolo sunt furnizori pentru siguranță și securitate la nivel militar, pentru că la nivel mondial sunt cam aceleași centre sau cam aceleași organizații care se ocupă și de pregătirea siguranță și securității pentru civil, cât și pentru organismele militare. Prezența CERONAV la această conferință a avut obiective bine stabilite care s-au și concretizat. Unul din principalele obiective pentru care am participat a fost încheierea unui memorandum cu una din cele mai mari organizații la nivel mondial în ceea ce privește siguranța și securitatea. Practic e un consorțiu canadiano-american care este cel mai mare furnizor de training și de echipamente de pe continentul american. Și totuși America nu înseamnă mare parte din această piață. Deci, acolo, deci în ceea ce ține de partea de relaționare și de poziție de prestigiu, dacă vreți, ăsta se atinge cu fiecare întâlnire, dar mai mult decât atât am obținut sau am reușit, am făcut invitația și am fost acceptați ca anul viitor, în octombrie, conferința SST să se țină în România, se va ține la noi, la CERONAV. Okay, mare responsabilitate, având în vedere ce personalități vor veni. Da, este o responsabilitate mare, dar având în vedere că am avut invitații, inclusiv secretarul general IMO, știu, organizația deja Edina, nu mai aveți și emoții. Așa mai departe, nu mai avem practic emoții, pentru că tot ce înseamnă, știu eu, organisme de prestigiu în domeniul maritim și offshore, am avut, de exemplu, conferința TIPAG cu OPITO anul trecut, la începutul anului. Edina am organizat, Organizația Europeană a Centrului de Training, am organizat acum 2 ani o conferință Edina aici în România. Deci, practic, din punct de vedere, nu acum 3 ani, îmi cer scuze, practic, din punct de vedere al organismelor internaționale, nu mai avem, să zic așa, emoție. E important pentru noi, pentru că ne consolidăm poziția la nivel internațional. Asta înseamnă nu imagine doar pentru CERONAV, pentru că imaginea CERONAV înseamnă, de fapt, imagine pentru țară, dar înseamnă pentru sector în sine. Dar ce presupune acel memorandum încheiat de CERONAV cu acel consorțiu american? Sperăm să se concretizeze în primul rând din punct de vedere al know-how-ului, că acum toată lumea știe ce e know-how, din punct de vedere și a pregătirii trainer of trainers, a pregătirii experților, se va concretiza în capacitatea CERONAV ca în perioada următoare, în următoare câteva luni de zile, să avem abilitatea de a furniza training și pentru sectorul militar. Asta este, de fapt, principal obiectiv, pentru că acest consorțiu american de care vorbim este principalul furnizor de training și echipamente în zona de safety și security pentru armata americană, atât pentru armata Statelor Unite de pe continentul american, cât și pentru armata din alte state, Canada, Coreea, și pentru că știți că americanii au trupe campate cam peste tot prin lume, țările membre NATO, în zonele de protectorat și așa mai departe. Deci, practic, în momentul în care am făcut scopul acestui memorandum, acestui protocol de colaborare, acestui parteneriat, este acela de a obține de la furnizorul american de training skills-urile, cum le zicem noi prin Dobrogea, abilitățile de a intra inclusiv în această zonă militară pentru pregătirea în zona de siguranță și securitate. Bineînțeles, cu țintă pe viitor de a atinge anumite piețe din zona respectivă, dar e deocamdată prematur să discutăm mai mult. Fiind un nou domeniu de pregătire, CERONAV va trebui să se updateze din punct de vedere logistic și, de ce nu, al personalului. În perioada imediat următoare, probabil cu siguranță că se va concretiza acest parteneriat și prin dotări noi, în special dotări în zona de echipamente care sunt utilizate în momentul de față de către centrele americane pentru pregătirea soldaților, pregătirea
celor care se află în momentul de față la armata americană, ei fiind principalii furnizori în momentul, la acest moment, practic avem multe de învățat în acest domeniu care este nou pentru noi. Deci este un domeniu, noi până acum am lucrat doar în domeniul civil și practic obiectul nostru de activitate principal este acest domeniu civil, dar există și o piață, o potențială piață în zona militară destul de importantă. Nu avem treabă noi cu trasul cu tunul și cu pușca, și, dar zona aceasta de salvarea vieții pe mare, firefighting, supraviețuire, prim ajutor și așa mai departe, care se fac în armată, se fac periodic, se face și refreshment la ele. Deci, din punctul de vedere, am putea să mergem spre această zonă. Timpul, lucrurile evoluează și având în vedere că există această evoluție foarte rapidă, noi, practic, din casările pe care le facem în momentul în care furnizăm pregătire profesională, trebuie nu numai să ne acoperim cheltuielile, trebuie să facem și investiții necesare pentru a fi tot timpul la vârf, a fi tot timpul în prima linie din punct de vedere al tehnologiei și a echipamentelor pe care le deținem. Implicarea în acest nou domeniu, să-i spunem domeniu militar, oarecum, ar presupune pe lângă noi dotări în ceea ce privește logistica, presupune și pregătirea unui personal aparte. Da, el presupune mai multe, dacă vreți, mai multe direcții. Adică, altfel spus, profesorii de la CERON, absolut cu ghilimele de rigoare, vor trebui, iată, să continue cursuri de perfecționare și pe acest domeniu. Da, practic e o adaptare. Sau inițial aduce și personal din... De acolo. Dacă memorandul se va concretiza cu piețe noi pe care le dezvoltăm împreună, inclusiv traineri, experți americani care lucrează în momentul de față pentru consorțiul american, vor veni în România să ne pregătească experții. Da, ideea este că în ultimă instanță e un fel de adaptare, nu e ceva luat de la zero. Având în vedere fondurile acumulate în urma cursurilor de pregătire oferite personalului navigant, directorul CERONAV a explicat în ce au fost investite aceste sume. Așa cum vă spuneam, ne ocupăm de sau îi investim în partea de upgradare tot ceea ce înseamnă simulatoare. Am luat simulatoare noi de mașină, simulatoare noi de navigație, acum urmează să luăm DP. Marinarii și oamenii offshore știu despre ce sunt familiarizați cu termenii. Tot în această perioadă am construit și am finalizat sediul de la Galați. De la Galați, săptămâna viitoare, peste o săptămână, două, o să avem finalizarea, recepția clădirii, unei noi clădiri, a unui centru de peste 2500 de metri pătrați construiți cu ponton și cu antrenament de o bază de antrenamente pentru marinarii fluviali, pentru că și aici în domeniul maritim, în domeniul fluvial, în domeniul personal navigant pe ape fluviale, începând de la anul, se va introduce o directivă comună europeană care să standardizeze, să armonizeze tot ce înseamnă pregătirea profesională la nivel european, iar noi vom fi unul din primele centri din Europa. Noi, împreună cu Academia Harlingen din Olanda, am făcut un twinning, un proiect prin care să noi și ei să fim practic primii și singurii care putem să furnizăm training pentru zona de ape interioare. În România, în momentul de față, sunt aproximativ 20.000 de oameni care navigă pe ape interioare, marea lor majoritate pe coridorul Rin-Main-Dunăre, pentru că este cel mai important coridor navigabil pe ape interioare, plus câteva zeci de mii care sunt în restul Europei și noi sperăm că cel puțin ceea ce înseamnă partea de est a Europei, unguri, sârbi și așa mai departe, și poate și austriești, Dumnezeu știi, să vedem, dar oricum zona asta de est să o cam luăm noi, să o pregătim, să le facem pregătirea profesională, pentru că ei nu o să reușească sau nu au echipamente la standardele respective. Vrem să intrăm pe piața serviciilor integrate aici în Constanța, avem un proiect pentru un hotel, avem de vreo 2 ani de zile, așteptăm deocamdată un pus de la primărie, care sperăm să vină cât de curând și odată existând acel pus vom demara și tot ceea ce înseamnă parte de proiectare și execuție. Finanțarea fiind asigurată? Finanțarea fiind tot finanțare proprie, finanțarea realizată din venituri proprii. În ceea ce privește partea de simulatoare, vă spuneam că suntem într-o permanentă
upgradare a acestor simulatoare. Am intrat în 2012, așa cum știți, pe piața offshore. Deci în momentul de față furnizăm 5 cursuri din standardul OPITO, care este un standard internațional pentru offshore. Avem acum în plan această intrare pe zona pieței militare, în măsura în care vom reuși să avem piață în zona respectivă. Deci, practic, încercăm să acoperim cam tot ce înseamnă zona de pregătire profesională, atât în ceea ce privește, dacă vreți, competențele profesionale pe zona maritimă și offshore, dar și pregătirea pe zona de siguranță și securitate pe toate celelalte zone colaterale de care vă vorbeam. Asta cu banii noștri. De la începutul anului viitor, CERONAV va demara două noi proiecte cu finanțare europeană. Sunt două proiecte care vizează direct coridorul Dunării. Unul este Green Danube, celălalt Danube Skills. Adică Green Danube se referă în special la standardele de mediu, la felul în care vor fi implementate următoarele standarde de mediu pe această zonă a coridorului Rhin-Main-Dunăre, cu dacă vreți, cu aplicabilitate directă pe zona care ne interesează pe noi, pe zona Dunării, pentru că în ultima instanță noi suntem administratorii cel mai mare sector de Dunăre și unul din cel mai important sector navigabil de pe coridorul Rhin-Main-Dunăre. Da, avem, deci pe de-o parte avem peste 1000 de kilometri de Dunăre, dar avem și canalele navigabile, pentru că sunt foarte importante și canalele navigabile românești, care închid coridorul Rhin-Main-Dunăre, îl închid în portul Constanța, făcând portul Constanța un port maritimo-fluvial, nu doar un port maritim, și permițând exportul, importul mărfurilor din estul și centrul Europei prin portul Constanța via Dunăre, canalul Dunăre-Marea Neagră. Aici acest sector Green Danube se referă, acest proiect Green Danube se referă la creșterea standardelor de mediu pe acest sector navigabil al Dunării și a canalelor navigabile românești. Așa, 2007-2008, în acea perioadă am reușit să introducem un canal navigabile în coridorul 7 pan-european. Ca urmare sunt și acele proiecte care se derulează în momentul de față cu retehnologizarea ecluzelor, cu RORIS-ul care s-a implementat, am început implementarea în acea perioadă, s-a finalizat implementarea. Dacă vreți, acest sector, acest proiect Green Danube este o extensie a tuturor proiectelor care au loc în momentul de față pe Dunăre și pe coridorul 7, TNT, cum se numește acum, că acum sunt coridoare de transport TNT, în vederea creșterii grijei pentru mediu, atât în ceea ce privește exploatarea navelor, cât și ceea ce privește exploatarea facilităților. Celălalt proiect este Danube Skills, se referă la armonizarea skills, adică care e cuvântul românesc? Cum se zice aici la... De abilități. Abilități, da. Da, cam asta. Deci competențe. Competențe, da. Cred că e cel mai aproape de realitate. Deci armonizarea competențelor, tot ceea ce înseamnă nu numai personal navigant, dar și personalul care deservește sectoarele adiacente. Pentru că, vă dați seama, pe lângă personalul navigant, în general, pentru fiecare om care navigă, mai există la uscat 4-5 oameni care lucrează în industriile colaterale pentru susținerea sectorului de navigație efectiv. Cele două proiecte împreună au o valoare de 4 milioane de euro. O valoare destul de importantă, având în vedere că sunt proiecte de cercetare, proiecte de intelectuale, da? Produsul este un produs intelectual, nu este un produs fizic care să coste materie primă sau alte costuri. Costurile sunt strict cu pregătirea strict umane. Suntem lideri de proiect pe ambele proiecte, deci ambele proiecte, și de anul Skill și Skill de anul. În momentul de față, și cred că e o premieră la nivel european ca o instituție să fie lider de proiect pe două proiecte concomitent.
Ele ar trebui să demareze? Ele ar trebui să demareze după 1 ianuarie. După 1 ianuarie. Da, urmează să... Și au ca termen de definitivare? Bine, acum termenele sunt cam 2 ani. Bine, depinde acum și de felul în care va evolua sectorul. Dar ceea ce este foarte important, că avem parteneri din 8 țări și suntem parteneri, noi ca și instituție suntem liderii acestui consorțiu de proiecte. Avem parteneri din Germania, parteneri din Austria, din Ungaria, din Serbia, Bulgaria, parteneri care practic lucrează sub bagheta noastră a Ceronavului pentru armonizarea acestor standarde la nivel european. Deși electoratul constanțean i-a încredințat în vară un mandat de consilier județean, Ovidiu Cupșa a renunțat la acesta pentru a prelua președinția Consiliului de Administrație al Administrației Canalelor Navigabile. O solicitat de către acționarul majoritar, care este Ministerul Transporturilor, să merg în Consiliul de Administrație. Am preluat funcția de președinte al Consiliului de Administrație a Administrației Canalelor Navigabile. Nu puteam să erau dragoste mai veche. Dacă vreți, canalul e copilul meu de suflet. Mandatul pe care l-am în momentul de față este un mandat temporar de maxim 6 luni de zile, deci nu pot să vorbesc de politică pe termen lung, de o politică economică pe termen lung. Dacă voi participa la acea selecție care va avea loc, pentru că conform guvernanței corporatiste urmează să aibă loc o selecție, motivul pentru care am ajuns eu acum acolo este că în momentul de față încă nu există, abia a apărut de fapt o modalitate de selecție pentru pe termen lung, pentru 4 ani, pentru mandat de 4 ani, și a rămas o perioadă descoperită, o perioadă în care, dacă vreți, într-o formă sau altă, Consiliul de Conducere vechi cu executivul de acolo, cu AGA, cu acționarul principal, nu erau în cele mai fericite relații și s-a căutat, dacă vreți, din partea acționarului majoritar a Ministerului Transportului, o formulă cu cineva care să fie cât de cât tampon, echilibrat, da, și care să poată să ducă pe următoarele luni de zile activitatea curentă, să pregătim bugetul pentru anul viitor, să închidem anumite sectoare care au rămas deschise pentru că au fost anumite activități care ajungeau aproape să blocheze din cauza situației care a fost acolo, și atunci am fost solicitat, dacă vreți, într-o formă sau alta, m-a rugat secretarul de stat și ministru să mă duc acolo să asigur continuitatea și o funcționalitate la parametrii normali a acestei companii până la data în care va avea loc selecția. Pentru că va participa la selecția pentru obținerea unui mandat pe 4 ani la conducerea Administrației Canalelor Navigabile, invitatul nostru și-a stabilit câteva obiective. Mi-aș dori, în cazul în care voi reuși să ajung un consiliu de administrație pentru următorii 4 ani, mi-aș dori în primul rând să termin proiectele pe care le-am început cu această retehnologizare a ecluzelor care s-a realizat în prima parte, și am două proiecte care făceau parte din master planul pe care l-am făcut în 2007-2008, care erau proiecte de suflet, dacă vreți. Unul dintre ele era legarea Dunării din Bucureștiului de Dunăre, canalul prin acel canal Dunăre-București, da? La care multă lume și-a dorit, că și-a dorit și Oprescu, își dorește și Firea acum. Noi am făcut niște pași concreți atunci, în 2007-2008, adică dincolo nu de faptul că nu ne-am limitat doar la declarații și la dorit. Am preluat cursul râurilor Dâmbovița și Argeș, l-am preluat de la Ministerul Mediului, l-am preluat în Administrarea Canalelor Navigabile, am preluat tot ceea ce înseamnă partea de arhive de la Iptana, tot ce înseamnă partea de proiectare a vechiului canal Dunăre-Marea Neagră, care a fost Dunăre-București, proiectat de Ceaușescu. Am făcut o evaluare a stadiului în care se află lucrările la momentul de față și ceea ce trebuie făcut în continuare, și am făcut inclusiv un studiu de prefezabilitate. Am trecut inclusiv hotărârea de guvern pentru, de care aveam nevoie pentru a prelua acest canal, care de fapt nu mai era un canal, erau două râuri navigabile. Din păcate a existat o guvernare care a blocat aceste proiecte. Ele au fost reluate, acum să sperăm că o să reușim să le continuăm. Un alt proiect care este un proiect de suflet și un proiect interesant, pe care l-am
gândit la acea vreme, la chiar, dacă vreți, a fost gândirea noastră a echipei menegeriale pe care am condus-o atunci și l-am introdus în astfel plan, a fost legarea lacului Sudghiol de Marea Neagră prin canalul Poarta Albă Mindea-Năvodari. Au mai fost idei de legare a lacului, dar să se lege direct în mare este destul de greu de făcut undeva pe istmul Mamaia, să faci o ecluză, să treci din mare direct în lac. E o lucrare extrem de complexă și greu de realizat. În schimb, se poate face această legătură. Noi am găsit o soluție prin canalul Poarta Albă Mindea-Năvodari, pentru că e o distanță foarte mică la coada lacului la Mamaia. În vedere economic, ar face lacul Sudghiol, ar face navigabil, adică ai putea să intri cu iahturi, cu tot ce înseamnă partea de nave de agrement care merg pe mare, ai putea să intri cu ele în lacul Sudghiol și bineînțeles că asta ar însemna din punct de vedere economic, zic eu, o dezvoltare de marine, de zone navigabile. De la domeniul maritim am trecut la infrastructura rutieră, mai precis la drumurile județene, în contextul în care iarna se apropie și ca în fiecare an sperăm să nu fim prinși nepregătiți. Asta cu atât mai mult cu cât unele primării par să trateze cu superficialitate potențialele intervenții în cazul unor situații de urgență. Astfel, marți am dialogat cu directorul Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, care au participat la o ședință a Colegiului Prefectural. S-a instituit un comandament de situații de urgență pentru sezonul rece. Au participat pe lângă instituția prefectului instituții cu rol foarte important în a evita situații de urgență în sezonul rece și aș menționa Regia Județeană de Drumuri, Compania Națională de Drumuri, Jandarmeria, ISU, Direcția de Sănătate Publică și multe alte instituții care au legătură cu activitățile din sezonul rece. Într-adevăr, s-a prezentat un raport al situației la nivel de județ. Domnul prefect a subliniat faptul că nu toate primăriile sunt pregătite, în sensul că aveau obligația să inventarieze cazurile medicale deosebite din localitățile respective, persoanele care au nevoie de dializă, persoane aflate sub tratament, gravide, să se facă o evidență foarte clară la nivelul fiecărei localități, astfel încât în cazul în care există avertizări meteo, de avertizări de cod galben, cod portocaliu, cod roșu, aceste persoane cu nevoi speciale în această perioadă poate să fie mutate în localitățile limitrofe ale județului sau localități unde s-a constatat în anii trecuți că se ajunge foarte greu în cazul în care drumurile sunt înzepezite, să poată fi mutate în localității mult mai apropiate de unități spitalicești. Este bine să ne organizăm din acest punct de vedere, pentru că s-a constatat în anii trecuți că în cazul în care drumurile sunt blocate, sunt înzepezite, avem poate în situații critice doar câteva ore să ajungem să ridicăm, să luăm un bolnav sau o gravidă care trebuie să nască și care trebuie să ajungă la unitate spitalicească. Sunt primării care încă nu au depus la prefectură această situație. Pe lângă această inventariere a persoanelor cu nevoi deosebite în perioada următoare, fiecare primărie trebuia să asigure o inventariere a locurilor de cazare, iar la fel în situații de urgență, pentru persoanele care sunt prinse în acea zonă în cazul în care drumurile sunt blocate și care trebuie cazate și să le asigure asistență. Nu sunt puse la punct toate aceste detalii, s-au dat termene foarte clare de remediere. În următoarele zile au termenul o săptămână să aducă la cunoștința instituției prefectului toate aceste date. În cadrul aceleiași întruniri, regia a prezentat un raport privind stadiul de pregătire pentru sezonul rece. S-au demarat procedurile legale de atribuirea contractului privind furnizarea de combustibil. Zilele următoare o să achiziționăm combustibilul necesar, am vorbit și cu furnizorul de combustibil să ne livreze motorina aditivată, exact, potrivită sezonului rece
și să umplem toate rezervoarele de la toate secțiile, să fim pregătiți pentru acțiunea de dezăpezire. De estimările noastre de 12.000 de tone material antiderapant compus din nisip și sare, într-un amestec cu proporții 80% nisip, 20% sare, avem în momentul acesta, în padocurile de la fiecare secție, peste 55% mai exact din cantitatea pe care am estimat-o noi necesară pentru tot anul, până la Tot sfârșit sezonul anului rece. ianuarie și luna februarie, urmând ca în luna decembrie să mai achiziționăm, să mai facem un stoc tampon. Oricum, furnizorul de nisip și sare ne-a asigurat că poate livra în orice moment cantitățile necesare. Utilajele Toată sunt schimbă. dotate cu anvelopele necesare, există și un stoc de Deja ați anvelope. făcut schimbarea? S-a făcut schimbarea, bineînțeles, s-a făcut schimbarea. Sunt 94 de utilaje, vă dați seama că ne ia un timp destul de îndelungat să schimbăm anvelopele la toate aceste utilaje. Totodată, RJDP Constanța și-a întocmit un plan de măsuri privind intervenția în cazul situațiilor de urgență. Și în programul de măsuri privind acțiunile de combatere a poleiului și înzăpezirii drumurilor pentru perioada noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie și martie, avem o organizare, o organigramă de comandament de iarnă, plecând de la un dispecerat central care se află la sediul regiei din Constanța, care are în subordine dispecerate la fiecare secție, fiind de secția de la Cuza Vodă, secția de la Băneasa, secția de la Hârșova cu secția Topraisar, secția de la Agigea, Tariverde și secția din Constanța. Fiecare secție are un responsabil, un dispecerat cu un responsabil, iar fiecare secție la rândul ei are o zonă alocată de drumuri județene cu trasee pe drumurile județene, o secție mai mică cu 4 trasee, iar cea mai mare secție cu 7 trasee. Fiecare traseu are alocat un număr de utilaje, un responsabil de traseu și fiecare mecanic pentru fiecare utilaj. În tot acest dosar există datele de contact ale fiecărui responsabil de traseu, ale fiecărui mecanic de utilaj. Toată această documentație este prezentată și Consiliului Județean și Prefecturii acelui pe situații de urgență, astfel încât toate aceste date să fie folosite în orice moment, să avem o legătură permanentă cu responsabilii de traseu. Când necesitatea, perioada de înzăpezire a drumului o cere, asigurăm permanență 24 de ore. Chiar astăzi am verificat două secții, acum 2 zile am verificat alte două secții dacă s-au pus la punct și cu zonele de cazare ale muncitorilor. Pentru că în perioada de iarnă nu pleacă nimeni acasă, când este nevoie, când este zăpadă pe drumurile din județ, trebuie să intervină 24 de ore din 24. La nivelul întregului județ, Regia Județeană de Drumuri și Poduri Constanța are în responsabilitate, să spunem, câți kilometri de drumuri județene? Aproximativ 600 de kilometri de drum. Și resursele financiare ale regiei vă permit să interveniți la capacitate maximă sau? În momentul de față, la capacitate maximă, să înțelegem cele 94 de utilaje pe care le are regia în acest moment, cu care poate să intervină pe drumurile din județ. Angajații, responsabili pe fiecare utilaj, și materialele. Vorbim de materialul antiderapant și combustibilul pentru utilaje. Avem, v-am mai spus înainte, stocurile și de material antiderapant și de combustibil. Regia deține fonduri ca să-și achiziționeze în continuare cele necesare. Nu va exista un blocaj din acest punct de vedere. Adică să fie în situația în care să nu aibă bani să-și plătească combustibilul sau să poată să ducă la bun sfârșit o comandă, o aprovizionare cu cantitate suplimentară de material antiderapant. În cadrul ultimei ședințe a Consiliului Județean Constanța au fost aprobate noile tarife pe care regia le va practica pentru serviciile privind dezăpezirea drumurilor județene în acest an. Concluzia, tarifele au fost reduse cu 25%. În cadrul regiei și într-o discuție și o analiză foarte atentă a costurilor
pe fiecare utilaj în parte și cu colegii din Consiliul Județean. A fost o echipă mixtă de lucru, reprezentanții Consiliului Județean, reprezentanții regiei. Au fost periate toate costurile privind funcționarea unui utilaj. Ca un rezultat final, cele 94 de utilaje pe o oră de funcționare, să funcționeze toate în același timp, generează anul acesta un cost cu 25% mai mic față de costurile practicate de regie în anii trecuți. Și aici... Cum ați reușit să faceți aceste reduceri, practic, de tarife? Și sunt substanțiale, deci nu vorbim de un procent de 1, 3%, 5%, printr-un, 25% din preț. Printr-un calcul exact, riguros, al tuturor costurilor, componente al costului de funcționare al unui utilaj. Calcule care, la final, au dat valori mult mai mici, cu 25, o medie de 25%, că pentru că am avut și de 15% și de 30% în funcție de tipul fiecărui utilaj. S-au găsit furnizori de piese și de materii prime cu prețuri mai scăzute față de anul trecut, ceea ce automat a dus și la scăderea costurilor privind ora de funcționare a utilajelor pentru acest sezon. Deși nu toate primăriile au încheiat contracte cu REAJD pe Constanța pentru dezăpezirea drumurilor, regia va veni în sprijinul acestora. Cu 10 unități administrativ-teritoriale are încheiate contracte, mai avem discuții, am mai purtat discuții cu încă 6 primării în județ. Celelalte? Nu ne-au solicitat serviciile, cum am mai spus, s-au dotat cu utilaje care pot fi folosite și la acțiunile de dezăpezire iarna și nu consideră că au nevoie de sprijinul de serviciile noastre. Oricum, în cazul în care primării care nu au încheiat un contract de dezăpezire cu regia și vor fi în impas la iarnă, cu siguranță vom interveni. Vor avea același tarif? Sau în cazul în care nu au un contract în prealabil încheiat, în primul și în primul rând să rezolvăm problema din acea localitate, după care vorbim de tarife, pentru că oricum avem o obligație de a interveni și pe acest comandament de situații de urgență. Dacă pe drumurile județene situația este sub control, se pare că nu același lucru putem spune în ceea ce privește drumurile naționale, aflate în administrarea Companiei Naționale pentru Autostrăzi și Drumuri Naționale din România. În câte am înțeles, sunt pregătiți și cei de la CNADR cu material antiderapant și cu soluții chimice. Mai au și o altă variantă față de varianta de intervenție a regiei județene de drumuri și cu combustibilul necesar. Nu am înțeles că avea o problemă cu contractul de dezăpezire. Nu era încheiat, aveau niște probleme la contract. A, deci săptămâna trecută. Să ajungem... Eu cred că se rezolvă. Situația în care să vreți să interveniți și să nu puteți. Că sunt anumite zone pe care s-ar putea să... Deci oricum noi nu intervenim... Sau să faceți munca și celor de la CNR. Dacă situația o impune, o să intervenim și pe drumurile naționale. Oricum, în cazuri deosebite cu cantități foarte mari de zăpadă, în momentul în care se fac acele troiene cu înălțimi de peste 2 metri, din câte am înțeles și am văzut și în anii trecuți din practică, regia deține 3 utilaje de mare capacitate, 3 freze de producție rusească de prin anii 1960 cu câte 2 motoare, dar sunt singurele utilaje din județul Constanța și sunt și puținele din țară care pot interveni în situații extreme, cu nămezi de până la 3 metri. Ca și în cazul inundațiilor, la nivelul județului Constanța există și zone de risc în ceea ce privește înzăpezirea. Într-adevăr, există o hartă a zonelor de risc privind acumulările mari de zăpadă și sunt pe hărțile noastre cu drumul județene, sunt trasate drumul județene de culoare roșie, le-au pus cu un marcă roșu, în care sunt comasate mai multe utilaje și într-un capăt al drumului și în celălalt capăt al drumului, cât mai aproape de capetele acelor drumuri. Este vorba de zona din sud-vest a județului, Dumbrăveni, Independența, zona dinspre Băneasa și zona din nordul județului, Pantelimon, Runcu, spre Hârșova. Deci acelea ar fi ariile critice în caz de... Ariile critice. Acum nu știm unde sunt zonele din județ cu
cantități de precipitații ridicate și un factor foarte important și viscolul, vântul. Pentru că știm cu toții în Constanța, în județul Constanța nu ninge o iarnă întreagă, avem, nu știu, episoade de câte 3-4 zile de ninsoare, dar problema foarte mare o reprezintă viscolul. Dacă situația o va impune și în această iarnă, se va recurge la închiderea unor drumuri, astfel încât să se evite producerea unor evenimente nedorite. Trebuie să ne corelăm, să ne unim forțele și informațiile atât Regia Județeană de Drumuri, cât și Compania Națională de Drumuri, Poliția Rutieră, Jandarmeria, astfel încât în drumurile dintre localități care practic nu mai sunt de circulat, nu sunt practicabile și trebuie să intervină utilajele, să se ia și măsura de a fi închise aceste drumuri cu sprijinul celor de la poliție și celor de la jandarmerie. Chiar s-a făcut și un inventar al mijloacelor de semnalizare și de blocare a drumurilor, bariere. Și cum stă? Avem bariere, sunt dispozitive de blocare a drumurilor, dar la fel din discuțiile cu colegii, un drum și ca oamenii să înțeleagă, participanții la trafic să înțeleagă că nu e bine să înceapă acel drum, nu știu, pe o distanță relativ mică, pentru ei nu reprezintă o problemă să meargă 5 km între două localități, dar dacă pe acel drum sunt nămezi de 1 metru, 2 metri și rămân viscolește și rămân cu mașina acolo, nu înțeleg acest lucru, dau bariere la o parte și oricum în cazul în care alegem varianta de a închide un drum, trebuie să fie păzit la ambele capete de poliție rutieră și de reprezentanții ai regiei de drumuri sau Companiei Naționale de Drumuri. Pentru situațiile în care trebuie să scoatem de pe un drum blocat sau mașini, oameni care au rămas blocați pe un astfel de drum, avem acele șenilate de intervenție care nu necesită neapărat parcurgerea unui drum, pot merge și pe câmp să ajungă în astfel de zone în care să recupereze persoanele înzăpezite. Între timp, angajații Reaj de pe Constanța continuă lucrările de pietruire și asfaltare pe drumurile județene, mai ales că se apropie o campanie electorală importantă. Punctul meu de vedere, nu știu dacă o să avem tăieri de panglici, pentru că este o normalitate să faci drumurile, nu faci ceva ieșit din comun, ceva ce n-a mai văzut nimeni, să faci un drum, să faci un drum de piatră sau să asfaltezi un drum. Depinde, dacă drumul pentru, așteaptă să fie pentru făcut anul de vreo 2016, pentru România, țară europeană, membru a Uniunii Europene, ar fi, nu știu, penibil să ne lăudăm că am făcut un drum. E ceva normal. Bun. Acum, v-ați făcut totuși un plan de lucrări, profitați de timpul. Sunt două tipuri de lucrări pe care le execută regia, ca și modalitate de contractare. Pe de o parte, există programul de lucrări al Consiliului Județean, bine stabilit încă de la începutul anului, din luna februarie. Nu v-au venit acum comenzi pe ultima 100 de metri? Nu, ascultați-mă. Deci este un program de lucrări în derulare, program de lucrări care include lucrări privind covoare asfaltice, plombări, pietruire, acostamente. A doua categorie de lucrări, deci prima categorie, programul de lucrări al Consiliului Județean, îl cam știm de la începutul anului până la sfârșitul anului, cu mici modificări. A doua categorie de lucrări sunt lucrări contractate de regie la terți. Și aici discutăm de UAT-uri, de unități administrativ-teritoriale, de persoane fizice, de persoane juridice. Câte solicitări, astfel de concrete solicitări aveți la ora actuală? Până în momentul acesta s-au făcut la primării, deci vorbim până ieri, la 31 octombrie, sunt la 7 primării s-au făcut lucrări, în afara programului Consiliului Județean, s-au făcut la... Puteți să ne spuneți și care sunt primăriile? La Comana, Oltina, Băneasa, Amzacea, Dobrobir, Ion Corvin, Dumbrăveni. Sunt lucrări mai mult de pietruire și plombare. Primările nu au... În sumă, cam ce lungime aproximativă de drumuri, una peste alta, așa. Bun. Hai să luăm așa, la Comana avem plombări pe 500 de metri pătrați, plombe, umplutură piatră într-o zonă 14 metri cubi, rigole prefabricate. La Oltina, pietruire pe 685 de metri, sunt porțiuni de drumuri comunale, asfaltare pe 1243 de metri. La Băneasa, pietruire pe 1584 de metri, sunt drumuri comunale.
La Amzacea, pietruire pe 3280 de metri, plombe 200 de metri pătrați. La Dobromir, pietruire pe 1000 de metri, Ion Corvin, pietruire pe 800 de metri, la Dumbrăven, pietruire pe 1100 de metri. Dacă relație aveți contractuală. Fi pus în situație, acum au fost în anii trecuți puși cei care au condus regia și s-au și conformat, să faceți la comandă, du-te și lucrează, fă drumul respectiv X sau Y și plata o vedea. Cum veți acționa? Nu este cazul, pentru că a fost una din un punct în discuțiile pe care le-am avut cu conducerea Consiliului Județean în momentul în care am luat decizia să vină administratorul special la această regie. Pe de o parte, domnul președinte Horia Țuțuianu a garantat că nu va impune niciodată acest lucru și eu l-am asigurat că oricum, dacă va cere, nu voi face acest lucru. Sunt rapoarte ale Curții de Conturi, atât la Consiliul Județean, cât și la Regia Județeană de Trămuri, care incriminează și interzic clar modul acesta de lucru. Totuși, pe agenda conducerii regiei sunt incluse câteva drumuri care sunt aproape impracticabile și pe care ar urma să intervină anul viitor. Avem drumuri impracticabile, cu probleme deosebite, și aici v-aș enumera drumul care face legătura între Cobadin și Mereni. Este o porțiune de drum de 18 km care a fost afectată în momentul în care s-a deviat traficul greu, când erau lucrările la podul de la Cernavodă, unde era finalizată autostrada până în port și a fost deviat traficul greu către Agigea pe acest drum județean. Drum județean cu o structură, o fundație care nu a rezistat traficului greu. Din păcate, nici Compania Națională de Drumuri, nici executantul lucrărilor la podul de la Agigea nu suportă niciun leu pentru repararea acestui drum. Păi dacă n-a ținut nimeni cont de asta și nu i-a pus în vedere, normal că nu suportă. Bun. Avem situația drumului de la Pecineaga la Albești, un drum făcut de către o societate privată în urmă cu vreo 3 ani, un drum județean, care arată într-o stare jalnică. Suntem în proces cu acea societate. Beneficiarul Consiliului Județean a inițiat un proces, sunt expertize, să vedem ce o să iasă în urma expertizei și procesului. Avem la fel un drum județean care face legătura între drumul național spre Hârșova și drumul național spre Tulcea. Drumul județean care trece pe la Pantelimon, grădina iese la Cogealac, un drum județean care este traversat și foarte utilizat de mașini de mare capacitate care transportă piatră de la carierele din zonă, care merg încărcate peste capacitate, peste portanța drumului județean. Acolo, pentru acel drum, am discutat cu Consiliul Județean să intervenim anul viitor pe acel drum. Trebuie refăcut pornind de la fundație și stratul de asfalt, iar în același timp am reînceput activitățile de control trafic împreună cu reprezentanții poliției județene de cântărire în trafic a acestor mașini de transport mărfuri. Pentru viitor, conducerea RAJDP Constanța vrea ca staful Consiliului Județean Constanța să elaboreze o strategie pe termen lung în ceea ce privește asfaltarea celor aproximativ 400 de kilometri de drumuri județene. Consiliul Județean trebuie să aibă o strategie pentru următorii 3 ani și jumătate, 4 ani, privind drumurile din județul Constanța. Vorbim de următorii 4 ani. Avem 400 de kilometri de drum care necesită intervenții. Ar trebui anual, nu știu, 100 de kilometri de drum, dar nu împrăștiați în tot județul pe toate drumurile județene. Haideți să împărțim județul în 4, facem anul viitor un sector, anul viitor alt sector, anul viitor alt sector, anul viitor alt sector. Astfel, după 4 ani de zile, să putem să vorbim că avem 400 de kilometri de drum făcuți cap-coadă. Și părerea, opinia aceasta dumneavoastră, bănuiesc că ați împărtășit-o și președintele. Am discutat și cu președintele Consiliului Județean. Care a fost? Împărtășește această idee, este și dânsul adeptul acestor soluții tehnice de covoare bituminoase și să mai lăsăm deoparte aceste intervenții cu plombările.
Însă, la fel, să vedem bugetul pe care îl va avea Consiliul Județean anul viitor. La o analiză rapidă, Costurile ar fi de... 100 de kilometri de covoare bituminoase ar necesita un buget al Consiliului Județean de aproximativ 40 de milioane de lei anul viitor pentru drumuri. Anul acesta a avut alocat un buget de 25 de milioane de lei. Strategia aceasta de care vorbeați și pe care deja văd că ați început să o discutați cu conducerea Consiliului Județean, ar trebui elaborată până când? Până în luna februarie, pentru că în luna februarie, în ședința de Consiliu Județean din luna februarie, se aprobă din nou tarifele de lucrări pe care le practică regia pentru clientul Consiliului Județean și programul de lucrări. Mi-aș dori ca anul viitor, în luna februarie, să ajungem la o concluzie, să alegem un sector din județul Constanța, să avem un buget pentru a pune în operă o covoare bituminoasă pe 100 de kilometri și să aprobăm în luna februarie drumurile județene din sectorul respectiv care însumate să facă această 100 de kilometri. Drumuri județene care necesită intervenție. Asta ar presupune că, practic, tot anul Ar trebui să regia ar lucrăm avea de într-o, lucru. da, și să lucrăm într-o anumită zonă. Ar fi câștiguri din mai multe părți. Odată, beneficiarul Consiliului Județean are la sfârșitul anului 100 de kilometri de drum județean asfaltat nou. Participanții la trafic, utilizatorii drumului, merg pe 100 de kilometri de drum județean asfaltat cap-coadă. Regia pentru lucrările efectuate într-o arie mult mai restrânsă face și o economie. Mi este mult mai simplu să lucrez într-o arie restrânsă, într-un sfert Acolo din vor județ, lipsi utilaje să duc oameni cu tot. utilajele, să duc cu oamenii, să-mi organizez șantierul în acea zonă și să reduc costurile cu mutatul utilajelor. Sunt utilaje foarte mari, să le mut într-o parte în alta județ. Ar fi și costuri mult mai mici pentru regie, ca să nu mai vorbim și de personalul necesar, de numărul de angajați necesar pentru aceste lucrări grupate. În momentul acela, dacă ajungem la această variantă de lucru, practic, pe perioada sezonului cald, din luna martie până în luna octombrie inclusiv, regia va avea nevoie de oamenii necesari pentru două truse complete de asfaltare, de Intervenție, da. intervenție. Nu va mai fi nevoită să mențină angajații în toate cele șase secții care se aștepte să le vină rândul la vreo lucrare. Rămânem cu două echipe mari care vor merge după lucrare, nu se așteaptă să vină lucrarea la aceste echipe. Iar în perioada de iarnă, când începem, vorbim de noiembrie până în martie inclusiv, putem să suplimentăm numărul de angajați pentru această perioadă rece. Miercuri au venit în studioul Litoral TV reprezentanții ai societății comerciale Raja S.A., împreună cu care am discutat aspecte legate de extinderea activității și strategie tarifară. Astfel, posibilitatea implementării proiectelor europene impunea practica Raja S.A. să devină operator regional. În momentul în care s-a început implementarea programelor cu finanțare europeană, și aici vorbim de program operațional sectorial de mediu, care a avut ca perioadă de derulare 2007-2014, ca să poți să accesezi aceste fonduri europene, trebuia ca societatea care se ocupa de serviciul de alimentare cu apă să îndeplinească două condiții cumulativ. Odată să fie un operator regional și să facă dovada acestui fapt, în sensul că el trebuia să se adreseze unei comunități, unui număr de consumatori dintr-o arie mai mare și nu vorbim de locală. Iar cea de-a doua condiție era existența unei asociații de dezvoltare intercomunitară prin care practic să se deruleze contractul de delegare între unitățile administrativ-teritoriale ce fac parte din ADI și operatorul regional. Numai prin îndeplinirea acestor două condiții cumulative, compania noastră putea să depună pentru finanțare proiectele
proiectele de investiții europene. Odată îndeplinite aceste condiții, după cum bine știți, așa cum am mai vorbit și la dumneavoastră în emisiune de câteva ori, am reușit să implementăm programe de aproximativ 300 de milioane de euro. Bineînțeles, cea mai mare parte a acestor fonduri a mers către județul și implicit municipiul Constanța. La timp pentru a putea să ne încadrăm în prevederile directivelor europene, s-a cerut să se treacă și pentru noi s-a dat o marjă mai largă pentru România 1 ianuarie 2013, ca toate entitățile care operează în domeniul apei să ajungă la să respecte o prevedere, respectiv să-și acopere cheltuielile și să aibă profit. Și atunci a trebuit să se schimbe inclusiv structura administrativă a societății și încadrarea juridică acesteia din regia autonomă, așa cum era inițial, să treacă în regimul societăților comerciale cu acționariat public. Deci Seceraja S.A. este o societate comercială care se încadrează la prevederile legii 31/1990 republicată, dar cu acționariat care este public și este constituit în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, respectiv toate consiliile locale care au teritoriale, da, exact, județ, care decid politicile economice ale societății și implicit încadrarea acestea în prevederea directivelor europene. Deși operează deja în 7 județe, la Raja S.A. apelează și alte comunități importante în speranța că vor beneficia de serviciile sale. Pe zona Buftea am și reușit să implementăm un program cu finanțare europeană pe postul de mediu, un program ambițios pentru zona aceea de aproximativ 52 de milioane de euro. La fel și Predalu, care a venit mai recent, să spunem așa, alături de noi și pentru care sunt prinse investiții majore în program operațional infrastructură mare. Program cu o valoare la ora actuală din ceea ce am reușit noi să facem ca proiecte de aproximativ 604 milioane de euro. Program care sperăm noi undeva în 2017 să fie lansat în plin, în sensul că să se înceapă procedurile pentru desfășurarea lucrărilor. O să completez. Vă rog. Vedeți, dumneavoastră a spus întrebarea de ce vin spre noi. Da. Păi s-a întâmplat de-a lungul timpului ca entitățile locale, deci societățile sau regiile locale, să meargă după politica decidenților aleșilor locali. Și în felul ăsta, de teama de a nu prezenta sau a incapacitatea zonei de a avea destule fonduri pentru a dezvolta o rețea, au ajuns în situația încât, ca urmare a rețelelor învechite, sistemului greoi, aparaturii care deja are, în unele locuri are 70 de ani, 60 de ani, 40 de ani, să nu mai asigure acest element vital, apa. Ați văzut ce se întâmplă dacă se întrerupe apa câteva ore. Dar gândiți-vă că sunt localități care au de ani, luni și ani de zile un soi de nămol pe la conductele de apă. Și atunci, neavând capacitatea să absorbă fondurile europene, este singura sursă prin care noi acum putem face investiții. Pentru că atunci au cerut, au nevoie să ofere cetățenilor lor acest serviciu social de importanță maximă. Un sistem într-o gândire organizată, aproape de tip militarizat, s-a ajuns să avem performanță. Aici este poate cheia succesului acestei societăți de marcă. Este o emblemă care ar trebui protejată așa cum fac în alte țări cu brandurile lor mari. Să știți totuși că Seceraja S.A. reprezintă o emblemă internațională europeană recunoscută. Față de orice altceva, suntem în primii 5 din România, între primii 5, că sunt societăți, că sunt autorități administrative centrale, teritoriale. Noi suntem centrale chiar. Exact, suntem în țară, printre primii 5 în absorbția fondurilor europene, reprezentăm un etalon.
seceraja ESA prin specialiștii săi reprezintă un etalon. Adesea auzim sintagma strategie tarifară, dar puțin știu ce înseamnă și ce presupune ea. Tocmai de aceea am încercat să elucidăm situația. Să o luăm puțin cu începutul. În momentul în care compania noastră depune pentru finanțare europeană diverse proiecte, totodată cu depunerea acestor proiecte care înseamnă, nu știu, realizarea unei magistrale de aducțiune apă potabilă din partea, din zona Megidia către sudul județului, că despre asta o să vă vorbească colegul meu puțin mai târziu în POIM, trebuie să depunem și această strategie tarifară, strategie tarifară care este făcută de un consultant agreat de către Comisia Uniunii Europene. Prin această strategie tarifară, compania noastră și operatorul care dorește, de fapt, să orice operator care dorește să acceseze aceste fonduri europene, face dovada bonității financiare. Practic, dă o siguranță că el va reuși să ducă la bun sfârșit programele implementate, evident, putând să-și suporte și partea de cofinanțare. Pentru că, așa cum bine știți, toate aceste investiții europene, da, se fac cu o parte de cofinanțare mică, vorbim pentru autoritățile locale, în speță consiliile, primăriile, pe raza cărora se desfășoară aceste programe investiționale de numai 2%. În schimb, operatorul, compania noastră, pe postul de mediu, a avut o cotă de cofinanțare de aproximativ 11%. Ceea ce la ora actuală s-ar traduce în vreo 50 de milioane de euro cu tot cu diversele cheltuieli apărute din proiecte. Neeligibile. Nu există cheltuieli neeligibile la Raja Constanța. Da, stați să ne liniștim. A, bun. Nu există. Exact, v-a spus colegul meu că avem o rată de absorție de 99,3%. Strategia tarifară, pe lângă această componentă impusă de directivele Uniunii Europene de a acoperi cheltuielile și a obține o marjă de profit care specific nu e, este admisă în jur de 7%, de 7%, nu 70%, nu 100%, nu 10.000% și nu întâmplător spun de 10.000% legat de apă. Și intervine 7%. Aici doar o secundă. Profitul acesta este practic un profit scriptic, pentru că el de fapt acoperă ratele din cofinanțarea pe care Raja o are de dat. Are și are această adică destinație. Adică nu vă gândiți că banii ăștia se face altele. Profit și rămân acolo sau ia cineva acasă. Nu. Deci el are o destinație. Se plătește cofinanțarea din profit. Și elementul esențial a acestei strategii tarifare este ca să existe un barometru pentru identificarea, echivalarea capacității de suportabilitate a cetățenilor. Deci, corect. Aici este foarte important. Această strategie tarifară reprezintă un instrument deosebit și are o multitudine de factori de calcul. Deși costurile utilităților este în continuă creștere, seceraja ESA și-a asumat pe o perioadă de 9 ani o creștere de numai 20% a tarifelor practicate. Totdeauna strategia tarifară cumva va ține cont de limita suportabilității populației privind tariful la apa potabilă. Vreau să vă spun că la ora actuală mai sunt câteva consilii locale care trebuie să aprobe această strategie tarifară pentru perioada 2021-2029, care urmează să fie depusă odată cu proiectele pe POIM. Le dați în peste bună, câteva peste localități, în câteva oamenilor. Localități, dar vreau să vă spun așa. Pentru o perioadă de 9 ani de zile, Raja își asumă prin și totodată se obligă în fața consumatorilor la o mărire de tarif cu doar aproximativ 20%. Eșalonată pe 9 ani. Pe 9 ani. Lipsa perioada pe care ați menționat. Da. Nu cred că la ora actuală în țara noastră mai există un furnizor de utilități care să-și asume pe o perioadă de 9 ani, și vorbim aici 2021-2029, o creștere de doar 20%, în condițiile în care, evident, nu știm cum vor evolua celelalte prețuri și tarife, pornind de la combustibil, energie, materie primă, salarii, care impozite, taxe. Sunt conectați, da, corect. Mai direct ar fi o creștere de circa 2% pe an, în condițiile garantate. Deci nu se modifică, garantate. Noi garantăm că
și ne-am asumat această responsabilitate de a nu modifica prețul, cel puțin tariful, în acest an nu se va întâmpla până în 2017, la sfârșit nu se va întâmpla nicio modificare. Da, 2017. Cu toate că avem o aprobare și nu am pus-o în aplicare încă din 2014, nu s-a pus în aplicare și următoarele modificări sensibile vor fi așa cum ne-am angajat după 2021. Dar unde se situează acum tarifele practicate de SECER AJS la nivel național? Tarifele, în funcție de surse de captare, de unde iau apa și instalații pe care au, se poziționează între 4 lei și 4 lei 46 de bani, vorbim fără TVA. Deci, peste tot, puteți să verificați o simplă căutare pe net și o să vedeți. În Moldova, 4 lei 46. Asta vorbim de operatori, da, operatori regionali. Da, da, nu vorbim de nu știu ce societate care este în curtea primăriei. Noi avem în acest moment. Păi nu comparăm mere cu pere. Nu comparăm mere cu pere. Noi vorbeam strict de operator regional. Noi acum ne poziționăm la 4,09 lei. Între 4 lei și 4 lei 47, 49, 4 lei 09. Ăsta este tariful perceput de Raja și noi sperăm să-l menținem fix prin investiții, prin cercetare, prin munca foarte intensă a cercetătorilor și a sectorului tehnic, care caută soluții, inclusiv pentru partea energetică, să reducem anumite articole de cheltuieli, componente ale tarifului. Și totuși, adică, cumva, energia, mă rog, special. Noi ne situăm pe locul 17 la ora actuală ca și tarif pentru apa potabilă în rândul celor 43 de operatori de profil, operatori regionali. Un lucru este cert, investițiile pot și permit reducerea costurilor cu mentenanța, precum și a eventualelor pierderi, chiar și când vorbim despre extragerea apei din sursele subterane. Apoi, pentru că tot vorbim de extragerea apei din sursele de subteran de mare adâncime, energia electrică, și când spun energie electrică, iar mă refer la investiții, în sensul că tot ceea ce înseamnă stații de pompare au fost reabilitate, tot ceea ce înseamnă pompe energofage cu consum mare de energie au fost înlocuite. Ba mai mult decât atâta, achiziția de energie electrică, chiar în această perioadă se derulează procedura, este o procedură de licitație transparentă, derulată integral pe SEAP, unde vreau să vă spun că reprezentanții Comisiei de Licitație au transmis invitații de participare imediat după postarea anunțului pe SEAP către toate societățile comerciale agreate să facă această vânzare, furnizare de energie electrică în primul rând către producătorul evident, de energie, ca să cumpărăm direct de la producție, deci și cu oferta, da, cu prețul cel mai mic. În condițiile, da, în care faci aceste proceduri transparente, mai mult decât transparente, și atenționezi pe toți cei interesați să vină să participe, automat și prețurile cu care... Ofertele sunt automat avantajoase, pentru că există acel mediu concurențial și toată lumea vrea să ajungă într-un final să încheie contractul de furnizare. Anul electoral pare să determine apariția unor promisiuni adesea imposibil de onorat. Unele ieșiri de acest gen au vizat prețul apei potabile și eventualele măsuri ce pot fi luate de către anumite administrații publice locale. Din păcate, cei ce rămân în final păcăliți sunt cetățenii. Aceste, nu știu, să spunem, valuri, că tot vorbim de apă, da? Evident că au legătură doar cu campania electorală. Ele au apărut doar în luna mai an acestui an, în perioada de campanie, evident. Și haideți să vedem acum în ce lună ne aflăm și... Domnul, se apropie campania electorală pentru alegerile parlamentare. Mai ne învârtim de două ori, au trecut și celelalte două săptămâni și deja intrăm în campanie electorală în plin. Păi da, parlamentarii, Doamne iartă-mă, nu pot să schimbe prețul la apă și nici nu pot să le facă rețele de alimentare cu apă și canalizare. Sunt de acord că oamenii au înțeles, dar electoratul nu știu. Da, nu știe. Și atunci încă nu, după atâția ani de... Sunt tentați să creadă că, într-adevăr, dacă un candidat nu contează, vine și promite acest lucru, da, se poate și realiza până la un punct.
Adică spun că tariful perceput astăzi de Raja Constanța de 4,09 lei fără TVA pe metru cub este un tarif avizat de către Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunale în data de 20 decembrie 2013. Deci iată că mai avem puțin și facem 3 ani de când Raja are în aplicare acest tarif. Și acum e normal de pe partea aceasta să vină și întrebarea. De ce apar aceste întrebări și aceste suspiciuni, da, legate de tariful la apă potabilă la 3 ani de zile după aplicare? Câteva persoane care se erigează în reprezentanții unor comunități, că asta este situația, cine vine și vrea să facă un dialog public, sau de fapt nu fac, ei nu fac un dialog, ei sunt vocali în mediul stradal, fără să țină cont, și aici o spun încă o dată, că societatea comercială Raja S.A. este o societate cu capital public, iar comunitățile din care vin aceste persoane au acces la absolut toate informațiile, sunt decidente pentru activitatea și tariful care este avizat chiar de ei. Și au aprobat în adunarea generală? Nu numai că au aprobat, dar în primul rând au fost informați. Au fost informați. Și poate să aibă în continuare un dialog civilizat, dar cu specialiști, cu economiști, cu ingineri, pe care chiar și grupuri acestea care sunt vocale și poate au și dreptate, nu știu, e posibil ca unul să fie supărat pe apa proastă datorită rețelei sau din cauza rețelei vechi de la blocul în care locuiește. Se poate întâmpla în unele zone. Și atunci îi rugăm să vină în mod organizat, mergem de la sursă, le arătăm toate eforturile, toate etapele prin care trece apa ca să devină potabilizată, pentru că îi spun foarte scumpă, foarte sus, foarte... Dar nimeni nu știe ce cred că luăm niște apă dintr-un puț și aruncăm o mână de clor și gata, asta. Am aici 3 pagini de proceduri de potabilizare. Nu stau să le dau citire acum, dar să știți că apa din puț este materie primă. Și ea are și impurități, are și nitri, și nitrați, și bacterii, microorganisme, și multe, multe alte substanțe care trebuie eliminate. Și de fier, și de mangan, și... Foarte multe. Toate astea trebuie eliminate, pentru că în clipa în care ajunge la robinet, cel puțin declarativ, până înlocuim noi toate rețelele, și o să și înlocuiască și cei care au blocuri vechi, apa trebuie să fie cristalină. Și trebuie să fie, și noi o dăm în calitate de potabilitate verificate de sute de analize la nivelul operatorului zilnice. Și aici Irina o să vă spună mai în detaliu câte analize sunt și te rog chiar fă o detaliere la aspectul ăsta. Câte prețuri și câte taxe plătiți pentru ele. Deci, aici... Păi, în primul și în primul rând, noi suntem obligați ca pentru toate puțurile, sursele de apă, pentru tot ceea ce înseamnă stații de tratare, pentru tot ceea ce înseamnă rezervoare, practic zone unde se înmagazinează și este pompată apa mai departe, noi trebuie să facem o monitorizare atentă a calității, monitorizare care evident este reflectată și nu exagerez când spun aici, prin mii de analize zilnic. Deci vă dați seama, automat, evident, și la 152 de localități unde noi acum asigurăm acest serviciu de alimentare cu apă, normal că și numărul de analizelor este într-adevăr consistent. Pe lângă faptul că facem noi această monitorizare a calității apei potabile prin laboratoare acreditate RENAR, totodată avem încheiat un contract de prestări servicii, că ăsta este, cu Direcția de Sănătate Publică, practic cu direcțiile de sănătate publică în județele unde noi asigurăm acest serviciu, care Direcția de Sănătate Publică zilnic prelevează din anumite zone, puncte terminus, cum le spunem noi, practic consumatori finali, adică nu prelevează probe din rezervoare, din stațiile de tratare, ci nu, de pe străzi din municipiul Constanța și din toate celelalte localități, deci zilnic se prelevează probe care sunt analizate în laboratoarele proprii. Practic se realizează o monitorizare și un supracontrol al calității, pentru că vorbim de apă potabilă care ajunge în sezonul estival la aproximativ 3 milioane de consumatori, iar în mod normal în extrasezon la peste 1 milion de consumatori, și atunci vă dați seama că nimeni nu se poate juca cu această calitate a apei pe care noi o furnizăm. În timp, unele
Firmele Voce au promis că pentru a scăpa de acest preț practicat de Raja ESA se vor trage din sistemul centralizat, dar oare se poate și cu ce costuri? Două paliere, ca să spunem așa, de abordare a acestei chestiuni. Așa. Una este că Consiliul Local și în speță primăria, că despre asta vorbim, nu cred că poate să-și asume prestarea acestui serviciu în condiții de calitate și siguranță, în condițiile în care, dacă ne aducem bine aminte, până să ajungem noi acolo, în speță, cred că a fost iarna lui 2009 spre 2010, Megidia a avut trei societăți din 2005 și până în 2010 care au intrat în faliment și care primăria l-a tot subvenționat, a tot încercat, în sensul că să mențină funcționale sistemele. Nu vorbim de investiții, pentru că niciodată n-au fost bani. Da? Sunt și foarte costisitoare. Asta ar fi un palier. Adică primăria și orice primărie, practic, din toată țara asta nu își permite la ora actuală să țină un sistem de alimentare cu apă potabilă și canalizare. Asta ar fi un palier. Și palierul 2, în momentul în care primăriile astea, că vedeți, există voci, sunt primari care se schimbă și consilieri locali și vin și spun ăia dinaintea noastră au făcut sau n-au făcut, nici nu mai contează. Da? Eu vreau grea să vă spun moștenire. Așa. Grea moștenire, da. Contractul de delegare prin care societatea noastră a preluat de acolo spre operare rețelele prevede anumite clauze de răscumpărare care, dacă mă întrebați, sunt și nu, normale atâta timp. De reziliere. În cazul în care vrea să retragă, da. E legea 51 care stipulează în și e preluată, e lege, nu neapărat în contract de delegare, presupune, da, domnule, noi suntem, vrei să-ți iei jucăriile, ok, poți să-ți le iei pe aia pe care le-ai adus. Eu am făcut investiții în baza contractului de delegare, da, ca societate comercială. Investiții pe care tu le-ai aprobat prin hotărâri de Consiliul Local și ți le-ai asumat. Pentru că aveau nevoie. Deci aveau nevoie și erau utile localității. Dacă le-am exploatat și le-am amortizat în perioada convenită de amortizare, așa cum scrie la lege, termenul de amortizare normat, ți le dau înapoi și le preiei gratuit. Dacă cumva nu le-am amortizat și tu vrei să ți iei jucările înainte de termenul convenit prin contract de delegare, trebuie să-mi plătești partea pe care am investit-o acolo. Primărie, prin consilierii locali, prin consiliu și funcționari din primărie, care sunt restricționați și dimensionați la numărul locuitorilor, da. Deci pe legea 215 spune foarte clar, nu știu, 16, 17, 20 de persoane în funcție de numărul de locuitori, poate 40 maximum, nu au specialiști și nu au capacitatea și atunci trebuie să înființeze o societate comercială care să exploateze aceste rețele exact cum facem noi. Dar această societate trebuie să aibă conducere, trebuie să aibă un sector tehnic specializat, să se doteze cu instalații de intervenție, cu tot ce facem noi. Și în felul acesta iese de sub incidența prevederilor directivei europene care le-ar permite să acceseze fonduri europene și atunci trebuie să găsească singuri banii din taxe și impozite locale ca să facă investițiile de care au nevoie, ca să aibă apă. Ce problema lor ce de ce? Peștera, localitatea cea mai râvnită de mulți pentru care apa păi le recomandăm la să se mute acolo cu... să plătească apa cu un leu cât o mai plăti eu cu un leu. De pentru ce? Că și Peștera, Consiliul Local, Consiliul, acum s-a atras atenția asupra lor, trebuie să intre și ei în legalitate. Adică Consiliul Local nu mai poate să fie la haiducie sau primarul de acolo să sape un puț așa îmbrăcat într-o baracă de cei că eu de-alea private la țară și să dea drumul cu o pompă pe o coloană de 170 de case, așa. Ci trebuie să-și facă o societate comercială care trebuie să se acrediteze, să fie avizată, să se ducă la ANRSC, să prezinte tariful și etapele de potabilizare. Lor o să trebuiască să intre în legalitate, pentru că oricum au niște procese pe rol în clipa asta cu faptul că n-au plătit ani de zile la Apele Române obligațiile și altele, și atunci o să-i vedem după 1 ianuarie cu ce preț o să își cumpere propria apă. Reprezentantul Raja ESA a oferit o nouă probă care să arate consumatorului cât îl costă apa consumată pentru băut într-o zi. Este un ban. Un ban. Un ban. Un ban. Un. Știți ce puteți, ce plătiți cu el, de exemplu, în relația cu Raja?
Nu știți. 2 litri de apă, 2 litri și 2 litri și 200 de mililitri de apă potabilă, unde vreți dumneavoastră, în toată rețeaua, în toată zona. Uite, la etajul 10 în Constanța sau 12 în centrul Constanța. Și eu când îi primesc arest, îi las la caserie. De acum încolo o să iau. Un ban. Că m-am căpăr apă. Un ban. Pe zi. Un ban. Deci, cred că este apa pentru o zi, 2 litri de apă de pentru o persoană, un ban, îi dați importanță. Așa ne recomandă medicul, minim 2 litri de apă pe zi, nu? Și ca să, pentru oamenii mai săraci, să nu moară de sete, pe un an de zile, eu vă arăt așa, nu este, nu fac de-alea de... De magie? Magie, nu, i-am văzut la alții. O monedă, 50 de bani, o folosesc la cărucioare, la... Coșul de la, de la supermarket, da. Două monezi. Mai am una, trei. Știți ce înseamnă asta? Că mergeți de trei ori la piața la supermarket. Nu. Și aveți mătații, înseamnă echivalentul apei de băut potabile pentru un an de zile pentru cel puțin o persoană. Pentru un an de zile. Cum bem normal? Vă mirați, da? Păi știți ce înseamnă cele trei monezi? Înseamnă echivalentul la 350 de litri de apă. Dacă bem cam un litru de persoană, nu murim de sete. Cu ăștia trei monede, cu astea trei monede, nu murim de sete un an de zile. Cu apa de la operatorul ăsta atât de blamat de unele persoane care ies în stradă. E mult? E foarte mult, nu? Desigur, Secera Joesa nu vrea să rateze acest exercițiu financiar european și are pregătite proiecte importante ce se vor derula cu precădere la nivelul județului Constanța. Sunt 604 milioane de euro, sunt vizate 94 de localități, 5 județe, 104 contracte de lucrări, la care evident o să se mai adauge câteva contracte de supervizare, consultanță, Mihai, partea asta o știe mai bine. Cea mai importantă componentă a acestui program investițional POIM, din punctul meu de vedere, este o conductă de aducțiune apă potabilă din sursele de subteran de la Megidia, de o calitate ireproșabilă, aș putea spune, către zona de sud a litoralului. Cu dispersie în toată Dobrogea. De la Megidia pentru sudul litoralului. Deci despre ce vorbim? Este o gândire, v-am spus, nu pentru acum, ci pentru următorii, de peste 5 ani, în următorii 50 de ani. Nu numai către sud, ci cu disperse pentru toate localitățile. Deci va străbate Dobrogea în două și de acolo cu ramificații peste tot unde se identifică ca urmare activității de tip românesc a celor care locuiesc în zonă și nu își protejează resursele proprii, nici măcar viața pentru ei, se pare că există posibilitatea să devină sursa de apă din multe localități, să devină foarte costisitoare pentru potabilizare și atunci se aduce cea mai bună apă și cu capacitatea maximă, așa cum vi s-a spus, pe această magistrală. Precizez că peste 70% din aceste investiții sunt destinate județului Constanța. Restul sunt complementare. Deci principalul beneficiar sau principalii beneficiari sunt locuitorii județului Constanța. În ediția de joi a radiografiei zilei dedicată parlamentarilor a venit în fața telespectatorilor Litoral TV Lucia Ana Varga, deputat PNL de Bihor, fost secretar de stat și ulterior ministru delegat al Ministerului Apelor, Pădurilor și Piscicultură. Ca parlamentar aflat la al doilea mandat, invitata noastră a precizat că uneori și declarațiile politice ar putea fi eficiente, iar luările de cuvânt sunt limitate. Când ne referim la declarațiile politice, din păcate ele nu sunt puse într-un interval orar în care să fie prezență în Parlament și, așa cum spunea dumneavoastră, sunt situații în care vorbești unei săli, dar, de fapt, transmiți alegătorului și populației o luare de poziție în raport cu o problemă pe care ai sesizat-o tu ca parlamentar, ca trimis al aleșilor în Parlament. Spre exemplu, eu am avut declarații politice prin care atrăgeam atenția că trebuie să facem o lege a prevenției pentru că una din 6 femei mor din cauza bolii cancerului de sân.
și nu există un program de prevenție care să determine, depisteze din timp această boală. Am avut declarație politică prin care spuneam că guvernul Ponta nu mai continuă proiectele începute de mine pe vremea când am fost ministru delegat pentru ape, păduri și piscicultură, proiectele de realizare a perdelelor forestiere. Vine iarna, vara avem secete și microclimatul nu este cel corespunzător și trebuie să facem perdele forestiere. Deci aceste declarații politice au rolul lor pentru că se sesizează o problemă pe care vrei să o comunici electoratului și vrei să o comunici societății. Din păcate, nu are, așa cum v-am spus, efectele. Audiența care trebuie și efect. În cel mai bun caz, se trimit miniștrilor, dacă te referi la o problemă ce ține de un minister anume. Referitor la luările de cuvânt în plen, aici sunt niște constrângeri. Doar un număr limitat de parlamentari din fiecare grup parlamentar poate să ia cuvântul. Doi, iar dacă sunt legi care sunt în regim de urgență, doar un reprezentant și de cele mai multe ori ia cuvântul liderul de grup sau președintele unei comisii. Sau sunt situații în care între cei doi parlamentari care trebuie să ia cuvântul sunt cei care se identifică cu proiectele respective. Eu am luat cuvântul în Parlament în special pe proiectele de mediu, pentru că astea sunt specialistă pe codul silvic. Fiind preocupată de protejarea mediului și în dorința de a-și vedea proiectele legislative adoptate pe parcursul acestui mandat, deputatul PNL a activat în anumite comisii de specialitate. Ați văzut acolo că la un moment dat am activat în Comisia de Agricultură și apoi în Comisia de Mediu și Comisia de Afaceri Europene. Am activat în Comisia de Afaceri Europene puțin, pentru că în acea perioadă era ministru delegat pentru ape, păduri și piscicultură, iar după ce PNL-ul s-a retras de la guvernare, mi-am urmărit, de fapt, proiectele în Comisia de Agricultură, codul silvic la care am lucrat, legea contravențiilor silvice, ordonanța de urgență privind perdelele forestiere, toate urmau să intre în primul rând în Comisia de Agricultură și apoi în cea de mediu. Și știind că în Comisia de Agricultură era o mai mare dezbatere, mai puțin oameni tehnici care să susțină programele de mediu, am activat acolo până când acele legi au fost dezbătute în comisie. Acum activez în Comisia de Mediu, aici sunt colegă cu domnul deputat Manea Victor. Comisia de Mediu este o comisie formată din oameni tehnici, mai degrabă care pun mai presus de orientarea lor politică, strict dorința aceasta de a proteja mediul, de a te dezvolta durabil și fiecare dintre colegii din comisie încercăm ca în propriile partide să convingem ca aceste legi să fie aprobate într-un anume sens. Dacă grupul parlamentar din care faci parte nu este pus în cunoștință de cauză în privința proiectelor ce urmează a fi supuse la vot în plen, surprize pot apărea. Firesc este ca în grupul parlamentar să prezinți tu ca specialist pe domeniul respectiv punctul tău de vedere și să încerci să-ți convingi colegii astfel încât punctul de vedere al tău ca specialist să fie susținut de tot grupul parlamentar. Astfel încât, odată susținute amendamentele în comisii și susținut proiectul de lege în comisii, când el ajunge în plen, să nu ai surpriza ca tu să votezi într-un fel și grupul parlamentar din care faci parte în alt fel. Au existat și astfel de situații? Au existat puține, dar au existat și am să vă dau exemplu legea vânătorii. Prima formă a legii vânătorii a trecut de Comisia de Mediu cu niște amendamente în Comisia de Agricultură, unde ponderea e puțin și înspre cei interesați mai mult de vânătoare, de acolo amendamentele noastre n-au mai trecut și atunci eu am votat, deși partidul a votat într-un fel, eu am votat diferit, m-am împotrivit proiectului de lege și argumentul meu principal a fost că se permitea vânătoarea într-o perioadă în care multe păsări cuibăreau și se încălca directiva europeană și pe lângă încălcarea directivei europene spunea în pericol biodiversitatea, de fapt asta era motivul principal. Și în legea au fost mai convingători colegii mei vânătorii din cadrul grupului parlamentar
Cert este că grupul parlamentar a votat pentru lege, eu am votat împotrivă și au mai fost câțiva colegi. Ea s-a dus la promulgare și președintele a reîntors-o tocmai pe tema, pe motivul că se încălca o directivă europeană. Când adoptarea unui proiect legislativ depinde și de votul parlamentarilor altor formațiuni politice, lucrurile se complică. Înainte de a iniția codul silvic în calitate de ministru, am avut o rezoluție aprobată în unanimitate în Biroul Politic Național, deci forul și mai înalt, al Partidului Național Liberal. De fapt, am pornit de la un rezultat al Curții de Conturi. România, de fapt, datele sunt clare, se pierd de 3 ori mai multe suprafețe de păduri decât se împăduresc. Și pornind de la aceasta, am spus, trebuie să facem niște modificări radicale. Personalul corupt din silvicultură, pe perioada în care este cercetat, să fie suspendat. Pentru că erau foarte mulți care voiau să intre în pădure și dacă nu-i plăteau, că își rezolvau ei veniturile. 2. Să nu vinzi lemnul la întâmplare, cum se întâmplă acum pe picior, ci să-l vinzi măsurat din rampe și depozite, pe de o parte putând să asigurăm pentru industria de prelucrare a lemnului materia primă, dar pe de altă parte să dăm și cetățenilor lemnul de foc atât de necesar. Acum, de exemplu, e o criză a lemnului de foc în toată țara. Asta a fost viziunea noastră și în plus să sprijinim proprietarii de păduri și de terenuri în general, care dacă au terenuri în arii protejate, să le dăm o compensație, pentru că ei nu își exercită dreptul de proprietate. Ei nu pot, practic, am vrut să sprijinim agenții economici, să sprijinim proprietarii, proprietatea, da? Și să protejăm patrimoniul acesta natural pentru dezvoltarea durabilă a României. Asta a fost viziunea PNL. Viziunea PSD-ului a fost alta. Ei au vrut într-un fel să mențină starea de fapt, lemnul în continuare să se vândă din pădure, personalul să fie făcut, de exemplu, dosar penal, dar să rămână în continuare. Să reclarifice situația în instanță. Din păcate, noi, în perioada aceea a fost ruptura PNL-PSD, PSD-ul a avut o majoritate în Parlament, a trecut forma pe care v-am explicat-o, adică să schimbăm pe aici pe acolo, dar nu prin părțile esențiale, cum zicea Caragiale. Dovadă este, și am atras atenția atunci, că nu vom putea stârpi furtul de lemn. Nu vom putea sprijini dezvoltarea industriei lemnului. Și am avut dreptate, pentru că acum lucrurile sunt aproape la fel. A mai diminuat un pic ritmul tăierilor, s-a mai diminuat, dar tot nu, în continuare se fură, în continuare este personal corupt care este în păduri. Da? Și a ieșit chiar zilele trecute domnul prim-ministru Cioloș, care a îndreptat și dânsul niște, o să vă mai spun că pe lângă codul silvic, eu am mai avut și legea contravențiilor silvice, care a stat de 2 ani în Parlament în sertare, până când domnul prim-ministru Cioloș a dat ordonanță de urgență. Chiar dacă unii miniștri își doresc să reformeze anumite instituții sau regii ale statului, adesea nu o pot face din cauza celor ce le susțin și a intereselor acestora. Nu cât aș fi vrut, pentru că acele mari instituții și regii, cum este RomSilva, de fapt sunt și erau și la vremea respectivă susținute politic din spate de niște oameni care aveau interese altele decât interesele cetățenilor. Interese pur economice. Pur economice nu, interese de grup, interese de mafie, și mi-asum ce vă spun, interese de mafie. Pentru că cel puțin în domeniul pădurilor a existat din păcate, nu o distrugere a pădurilor, ci o căpușare a pădurilor. Erau oameni care munți întregi, dealuri întregi erau tăiate și nu-i vedea nici poliția, nu-i vedea nici cei de la silvicultură, personalul silvic, nu-i vedea nici primarul. Și mi-am dat seama că am luptat cu o hidră și încă mai avem de luptat, să știți. Până când nu înțelegem să reformăm această instituție,
hotărârea de guvern de reformare a Rom Silvei era pregătită, dar primul pas trebuia să am cadru legal, codul Silvei. Deci până nu înțelegem să restructurăm aceste instituții mari, să le reformăm din temelii, nu vom putea schimba în protecția mediului în domeniul pădurilor și apelor lucrurile. A mai fost deci, un domeniu... Deci, putem să spunem că aceste două bătălii au eșuat? Nu au eșuat. Au dat startul unui început de schimbare, pentru că știți, e ca un bulgăre de zăpadă. Sau dacă mai este în bai, probabil. Este în... Gândiți-vă că am reușit ca aceste teme să le, să le pun pe masă, pe masa decidenților la cel mai înalt nivel. Primul ministru, CSAT-ul, președintele. Este prima dată când subiectul pădurilor, protejării pădurilor, ajunge pe masa CSAT-ului și în abordarea președintelui. Este pentru prima dată când legea siguranței naționale a inițiat modificarea și a fost schimbată legea siguranței naționale astfel încât să fie considerat atentat la siguranța națională dacă sunt afectate pe o zonă destul de întinsă apele, pădurile, patrimoniul natural. Nu sunt bătălii pierdute, sunt începutul schimbării, pentru că într-o România europeană nu avem cum să mai tolerăm corupția din domeniul Silvii și din domeniul apelor. Și vă mai spun încă un domeniu care începusem să îl mișc chiar aici la Constanța, dar din păcate, v-am spus, timpul a fost scurt a fost. Și dacă este domeniul pisciculturii. România pierde bani europeni. Programul operațional de pescuit este un program pe care nu l-a putut absorbi ca fonduri. Chiar aici în Constanța avusesem discuția să facem punctele de debarcare atât de necesare pentru pescuit și de asta vă spun că și acolo era de mers dumneavoastră undeva s-a oprit. Am întrebat, să știți, la minister acum de când a venit guvernul Cioloș, ce s-a mai întâmplat și în 3 ani cât a fost PSD-ul la guvernare a fost o pauză. Nimeni nu s-a mai ocupat. O soartă pecetluită deocamdată de orgoliul politic a avut-o și o propunere legislativă ce ar fi avut efecte benefice în ceea ce privește sănătatea femeii. Legea prevenției în sănătate a fost inițiată de noi, de mine. Am trecut printr-o experiență de sănătate nu prea plăcută, m-a ajutat Dumnezeu să trec cu bine peste și în urma experienței respective am luat decizia că trebuie să mă implic să fac această lege a prevenției în sănătate. Nefiind specialist, specialistă în domeniu, am abordat specialiștii. Am discutat cu colegii din propriul partid, am făcut legea prevenției în sănătate. Am depus-o în Parlament și în perioada aceea de o lună de zile, cât e perioada de dezbateri parlamentare, am făcut în foarte multe, cred că mai mult de 10 județe din și vreo 7 întâlniri în București, cu medici, asociații de pacienți, organizații neguvernamentale, asociații profesionale. Și am ajuns la o formă, să-l prezint. Și am ajuns la o formă, am corectat, am ajuns la o formă agreată de toată lumea. Și unde preluând rămas amendamentele societății civile. Legea, am ajuns cu ea în Parlament. Am fiecare grup politic, UDMR, PNL, toți i-am luat și am avut discuții personale cu ei și le-am spus oameni buni, haideți să facem legea asta, că nu e legea PNL-ului sau a PSD-ului. Este o lege care dă o șansă în plus unui om. Dacă o femeie ajunge la un medic când e în stadiu 3 de boală, de cancer, de sân sau de col, e prea târziu, nu mai poate fi salvată. Dar dacă ajunge în stadiu 0 sau 1, poate fi salvată. Și am spus, hai să trecem peste orice orgolii politice și să facem o lege bună pentru cetățeni. Să le spunem să aibă un stil de viață sănătos, să nu mănânce într-un anume fel, să-și crească copiii astfel încât să nu avem copii obezi de la vârste. Hai să încercăm să facem asta.
Din orgoliu politic, ea stă și acum în Senat. A trecut tacit de Camera Deputaților și stă în Senat în Comisia de Sănătate. Referitor la administrarea plajelor, fostul ministru al mediului a confirmat că acestea vor ajunge într-un final în administrarea primăriilor. Mai devreme sau mai târziu se va ajunge acolo. Dar să vă spun... De ce se amână momentul, dacă tot spuneți vă spun, că se va ajunge se va acolo. Ajunge, dar vă spun, noi în 2005-2006 am avut un proiect cu finanțat de JICA Japonia, prin care s-a făcut o evaluare a litoralului românesc și s-au depistat zone de eroziune costiere avansate. Și atunci s-a făcut un proiect strategic de intervenție în zone. Prioritare au fost 5 în prima etapă, astfel încât Mamaia. Da, Eforie Nord, deci astfel încât să facem înisiparea ca aceste plaje să nu mai fie supuse eroziunii costiere, ci să fie lărgite. La momentul respectiv, și existând și o a doua etapă, la momentul respectiv, problema majoră era de finanțare, pentru că bugetul statului nu putea să finanțeze un astfel de proiect. Ne-am dat seama de importanța proiectului și atunci am făcut front comun cât am putut și eu și domnul Corodi, care era ministru, era secretar de stat pe integrare, doamna Barbu, care era ministru, și am introdus într-una dintre liniile de finanțare din programul operațional sectorial mediu, și anume apărare împotriva inundațiilor, am introdus și eroziune costieră. Și asta a făcut ca din programul operațional sectorial de mediu să poată fi finanțată în nisiparea plajelor. Altfel n-am fi putut face acest proiect. Și mai atunci, rămas problema etapa a doua. Etapa a doua. Care, din păcate, s-a făcut în multe etape, de multe ori s-a spus că nu sunt bani. Acum, în acest moment, și de multe ori s-a făcut prost. În acest moment avem... Dovada e clară, e la Eforie. Da, în acest moment avem totuși niște lucrări bune, care sunt vizibile, da? Și aici trebuie să recunosc, într-un fel, continuitatea proiectului asigurat de PSD e un lucru pe care eu îl recunosc, da? După ce se vor finaliza aceste lucrări cu fonduri europene și pentru etapa a doua, atunci trebuie să facem o cadastrare a lor. Cadastrarea trebuie să înceapă până atunci pe zonele care nu sunt prinse în proiect și după cadastrare pot fi date în administrație. Această cadastrare dacă le-am ar trebui făcută de către administrație, bănuiesc, pentru de că primările niciun... stat. De către stat, pentru că primările niciun caz n-au și bani. Vă dați seama, dacă noi am dat acum plajele autorităților locale, n-au bani să le financeze lucrările acestea de nisipare. Dar mai devreme sau mai târziu spuneam că se va ajunge acolo și vă spun și de ce. Pentru că aceste plaje aduc un venit. O parte din venit, dacă plajele ar fi în administrarea administrațiilor locale, ar veni în primăriilor, ar reveni primăriilor, care și-ar putea dezvolta și mai mult comunitățile. Corect. Și practic ar veni către cetățeni, adică e o normalitate. Pentru a respecta directivele europene privind spațiul verde per locuitor, invitata noastră a propus inclusiv la Constanța construirea de noi parcuri. Și spații unde am mai putea extinde suprafața de spații verzi. Există o recomandare a Organizației Mondiale a Sănătății ca în fiecare oraș să fie asigurat 26 de metri pătrat pe cap de locuitori de spațiu verde. Da. Constanța are 2. Dar există suprafețe în Constanța care, dacă municipalitatea ar dori să le facă spații verzi, ar putea să facă parcuri. Foarte bune zone sunt. Am văzut chiar la intrare în Constanța aici câteva zone, le-am identificat și vor fi proiectele mele pentru viitor, pentru că am introdus, dacă v-ați uitat prin proiectele mele de lege, modificări la legea spațiilor verzi, astfel încât proiectele de realizare a spațiilor verzi să poată fi realizate din acei bani care zac la minister
din vânzarea certificatelor de emisii. Unii constanțeni poate o condamnă pe doamna fost ministru pentru că s-a opus construirii șoselei de coastă, ce urma să lege portul Tomis de stațiunea Mamaia. Acum am avut posibilitatea să aflăm de ce și dacă a rămas pe aceeași poziție. M-am opus unui proiect ilegal și unui proiect care ar fi distrus mediul marin. Ilegal pentru că acel proiect afecta necorespunzător plajele, voiau să facă practic șoseaua de centură pe partea portul Tomis cu stațiunea Mamaia. Terenurile, regimul juridic al terenurilor nu era clarificat. Așa era marea problemă. Și doi, puteam să pierdem finanțarea pentru extinderea plajelor, pentru că n-ai cum pe de o parte să faci șosea de centură pe plajă și pe de altă parte să ceri bani pentru a-ți extinde plaja. Asta nu înseamnă că acest proiect nu vreau să-l susțin. Dimpotrivă, cu experiența pe care o am, cu specialiștii cu care am lucrat și cu care am avut relații foarte bune, cu consultarea Comisiei Europene, vom sprijini un astfel de proiect. Dar niciodată nu voi sprijini un proiect care este ilegal. Niciodată nu voi sprijini un proiect care să distrugă biodiversitatea și să afecteze factorii de mediu. Pentru că eu cred că Dumnezeu ne-a dat această mare, ne-a dat biodiversitatea, ne-a dat toate frumusețile ca să ne bucurăm de ele. Turiștii nu vor veni niciodată în Constanța dacă vor vedea o mare urâtă, poluată, murdară, fără plaje. Nu. Turiștii vin pentru plajă, vin pentru apă curată și apoi vin pentru servicii. Și atunci bătălia a fost ce fac? Susțin un proiect ilegal care afectează plajele și care afectează mediul marin sau nu? La momentul respectiv nu am susținut și în continuare vă spun că nu o să susțin un proiect ilegal, dar voi susține un proiect de realizare a șoselei de coastă, în primul rând pentru că trebuie să consolidate și falezele. E un lucru care la vremea respectivă noi am făcut studiile de fezabilitate pentru a consolida falezele și nu s-a mai întâmplat nimic. Aveam la vremea respectivă un proiect prin care stabileam trei zone de intervenție, una de strictă protecție, una de protecție și una de dezvoltare. Din păcate, acel proiect a fost respins de o majoritate alta decât PNL, că noi nu aveam majoritate, deci PSD, și o să reiau acel proiect și împreună cu specialiștii voi susține proiectul de șosea de coastă. Dar ne susținând un proiect ilegal și un proiect care distruge biodiversitatea și mediul marin. În viitoarea legislatură, reprezentanta PNL aspiră la un mandat de senator, bazându-se pe votul electoratului din circumscripția Constanța. Și, deși echipele propuse sunt formate în întregime din oameni noi, fostul ministru s-a integrat perfect. Un colegi de partid, niște profesioniști, pe unii îi cunosc mai de mult, cum este Ana Marcu, care eu am fost președinta Organizației Femeilor la nivel național. Ana a fost președinte la municipiu, la Organizația de Femei a Partidului Național Liberal. Cu domnul Chițac am făcut campanie la locale. Eu am venit în Constanța atunci să-mi susțin colegele care candidau pentru primar. Ceilalți colegi... Da, fiind președintele Organizației Femeilor Național Liberal. Da, de aceea corect. Așa. Sunt colegi care au în primul rând expertiză profesională. De exemplu, sunt convinsă că domnul Chițac în Comisia de Apărare va fi un plus pentru Comisia de Apărare și pentru Partidul Național Liberal. Aici a spus un... Doamna Ana Marcu la partea de finanțe bănci. Adică nu poți face domnul proiecte... Domnul Chițac la fel pe partea de finanțe bănci. Nu poți să faci proiecte bune, nu poți să faci legi bune dacă nu ai specialiști în zonele respective, în comisii. Dar aici comisii. Mai există o condiție, doamna Varga. Dumneavoastră ați spus foarte bun ar fi în Comisia X, foarte bun ar fi în Comisia Y. De acord cu dumneavoastră. Dar asta înseamnă o profesionalizare a comisiilor de specialitate. Este absolut obligatorie. Camera Deputaților. Este absolut obligatorie. Am constatat că nu. Până luni, când vă dăm întâlnire la o nouă ediție a emisiunii Radiografia Zilei, vă dorim tuturor un sfârșit de săptămână cât mai liniștit și plăcut.